O tarul meu sunt Cristi și bine m-am regăsit la un episod din seria noastră Minecraft Hide and Seek. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like și știu că am lipsit o singură zi de pe YouTube. Sper că nu m-ați uitat că încă mai trăiesc aici, da? Ăsta are un skin cu... Voiam să zic România pe spate, dar-s daltonist. În fine, știu că n-am postat duminică, am avut multă treabă, am făcut ceva treabă cu tata și cu fratele meu și a fost o zi foarte încărcată, am zis că n-am putut să filmez nimic, așa că... scuze, am lipsit o singură zi, astăzi revenim iarăși în forță cu 3 episoade, sper că nu v-ați supărat sau ceva, sau că probabil mulți dintre voi ați așteptat episoadele de la mine azi, probabil mulți dintre voi v-ați întrebat de ce l-am postat și probabil multora nici măcar nu le-a postat, dar astăzi asta a fost, deci pentru cei care nici măcar n-au observat și mai bine, pentru cei care au observat, am avut doar o zi încărcată și n-am putut să filmez, dar... astăzi am revenit și este totul bine. Și revenim cu un episod de Hide and Seek. După azi o să mai apară, cred că unul de Minecraft parkour, pentru că am chef de niște parkour. Și dacă e așa, să mai jucăm niște bedwars. Chiar am chef și de niște PvP. Dar până acum, până atunci, hai să jucăm niște Hide and Seek, frate. Să vedem cum ne descurcăm. Urăsc mapa asta. Nu cred că am un loc mai bun din toată camera asta să mă ascund decât aici. Deci, da. Hai să vedem cum o să ducem meciul acesta. Bun. Cred că am avut o pauză. N-am mai avut o pauză, să zicem, de YouTube, de când am început să postez de 3 ori pe zi, de vreo... De când am mai avut o pauză, mă? De când am mai postat pe YouTube așa, o zi sau în pauză? Chiar de ceva timp, pentru că... De obicei, pauzele astea sunt foarte rare la mine. De-abia fac pauze de YouTube... Foarte rare, uite, ieri chiar am avut multă treabă, nici n-am avut timp, deci în cazuri extreme, în cazuri excepționale, chiar n-am avut timp. Dacă era să zicem așa că n-am chef, nu se pune problema, credeți-mă. Nu se pune problema. Aici o să fie mulți playeri găsiți. Cum s-a camuflat playerul ăla acolo? Aoleo, să-l găsească, sută-n sută. Sau nu? Oh shit, mai e unul acolo. Oh, l-au găsit, ce săracul player. Nu. Mai sunt și eu aici între timp. Aș băga un taunt, dar foarte mulți playeri sunt aici. Eram 100% sigur că o să mă găsească și aici. Bă, în camera asta toată lumea se ascunde și plus n-ai un loc mai bun să se ascunzi în altă parte decât aici. Oh shit. Nu, am murit. Oricum pe mapa aceasta de obicei câștigă seekerii, deci o să fie ok. Avem cam 3 minute 42 să găsim fiecare play. Oh shit, oh shit, am văzut și pe tine. Opa. Ce vrei tu să faci aici? Deci avem ceva timp să găsim fiecare player. Mai sunt 4 playeri. 3. O să fie easy. Hai frate, putem câștiga meciul. Putem câștiga meciul. Deci mai este un bloc de iron, un ghiveci. Ah, doar atât. Un bloc de iron și un ghiveci. Nici măcar n-am avut timp să dau cu un taunt și nici măcar n-am avut timp să vorbesc prea mult. Mamă, meciul ăsta s-a terminat în 1 minut și 40 de secunde. Holy shit, deci cât am filmat? Am filmat 3 minute, deci doar ce a terminat primul meci. De obicei se termină pe la 6 minute, cred, sau ceva. Ok. Meciurile de la, nu știu, devin din ce în ce mai scurte. Și abar n-am, nu știu de ce, parcă ori o fi bine, ori o fi nașpa. Oricum, până la urmă, v-am zis, dacă chiar se termină oricum mai rapid sau mai greu, tot o să jucăm până facem vreo 20 de minute, pentru că dacă ar fi așa, 3 meciuri foarte scurte, se găsească playerii super rapid, are și un episod de 10 minute și nu cred că vreți voi să vedeți un episod așa de scurt. Am primit multe comentarii cum că la episoadele, mai simte că făceam și mai de multe episoade de Minecraft, dar nu mai știu exact la ce serie. Bă, de 15 minute în cap, bă, și țin minte că primeam la comentarii că e prea scurt, vrem mai lung, nu știu ce. Mamă, când vedeam toate chestiile alea, eram ceva genul, man, sunt 15 minute, nu ți-ajung? Și da, am realizat că chiar sunt foarte puține minute. Deci 20 am calculat că 30, mult prea multe, 20, perfect să zicem, chiar ar fi perfect. Deci... 20 de minute de Minecraft Hide and Seek să ajungă tuturor. Mapa Industria, am uitat care e mapa Industria. Asta are cel mai multe voturi. Chiar sunt curios care e mapa Industria, că am uitat. A, da, și astăzi import șapca, pentru că doar ce m-am spălat pe păr și îmi stă ca o plăcintă. Nici măcar nu stă în vreo formă, e efectiv.
Așa că n-am putut să filmez cu freza mea. Probabil în episodul viitor o să filmez fără șapcă, dar dacă se mai așează cumva sau dacă... Sau poate nu o să mă răzgândesc, nu știu, vedem. Bă, greu începe meciul ăsta, mâncați așa. Uite, cât am făcut din parcurul ăsta. Da, mă, pe toată mapa asta e un parcur. Facem și Minecraft parcur. Venice Bridge, aceeași mapă, mâncați așa pana ta. Seriously. Seriously. Uite, aici trebuie să sari pe parcurașul ăsta. You found the secret parkour of the tree. Mai continuăm, mă, parcurul ăsta. Holy shit, niciodată n-am avut timp să-l fac pe ăsta complet. Eu sunt seeker-ul. Ok, măcar pe mapa asta știu ce trebuie să fac, credeți-mă. Deci pe mapa aceasta mereu câștigă seeker-ii. Asta e una dintre mapele care se termină rapid, ceea ce-i nașpa, pentru că voiam să... Opa, ce faci, fraiere, te-am văzut? Ha, 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 crezi că nu te-am văzut, mă, mâncați aia și pana ta? Ia-te, mă, ia-te, da, 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 te văd, te văd, fraiere. Aha. Nu vine după tine acum. Ce zici, mă? Yeah. Acum fugi, a? Ia vină, mă, fraiere. Mamă, cum speri să aici, mă, nașcu? Bă, mâncați aia. Bă, pot să jur că erau mai mulți playeri aici. Aha, te-ai fost aici, a? Dă-te, drac. Ia uite, ia uite. Ia uite, ghiveci, unde s-a ascuns. Aaaa. Oh, shit. Oh, shit. Nu știam că ăla e un player. Hai că mă descurc. Bun. Și da, asta de-abia... De-abia afară. Oh, shit. Ce mă cu tine? Ah, cream că e un player acolo. Asta de-abia afară. Stai să vedeți ce se ascunde în camera. Oh! Ce faci, mă? Vreun player pe aici? Oh! Da, iau pe asta. Mamă, de câți player, dar 9 kill-uri, ești prost cu capul. Holy shit, câte kill-uri. Cred că am terminat tot prima în încăperea asta. Cred că asta e tot aici. Holy shit, am culat kill-uri aici. Mama mia. Mamă, câte kill-uri am făcut aici. Cația și pana ta, 9 kill-uri, am 270 de puncte. Oh, shit, care ești mai aici? Nu știu dacă erai tu sau dacă te-a dat altul de gol. Cred că l-a dat altul de gol. L-ai dat tu, mă, de gol pe prietenul tău? L-ai dat tu de gol pe prietenașul tău? De ce, mă, ești nesimțit? Aaa, păi te pui acolo să nu mai... Ia că te dau eu acum. Oh, shit, hai. Pune aici, cum o să fugi? Bă, fraiere. Oh, iau pe asta. Mai e ăla sus acolo sau ăsta a căzut? Mai e unul care se ascunde, care este ghivecel. Unde se ascunde ghivecelul nostru? Cel mai scurt meci posibil pe care... Și că de ce dai? De cât dai, a? Ce dracu se aude. Astea stunturi de muzică. Oricum, ultimul e ghivecel. Oare unde se poate ascunde un ghivecel? O să găsim în orice caz, avem 3 minute să căutăm un ghiveci. Credeți-mă că o să îl găsim, n-am nicio șansă. Holy shit, 10 kill-uri, 300 de puncte. Nice. Nice, nice as fuck. Unde se ascunde, mă, ghiveciul ăla? Ghiveciul ăla a furisit. Nope. Nimic. Unde-i, mă, un ghiveci? Holy shit. Se pare că tipul ăsta se ascunde mai bine decât toți. Care ești, mă? Oh, tu erai, mă, mâncați aia șpana ta. Tu erai, mă, nu te găsea lumea. Bă, ești prost cu capul. Tu erai, mă, stăteai aici, nu te găsea lumea. Bă. 10 kill-uri, bine, cred că se pun ca 11 kill-uri. Dar ultimul kill nu prea cred că se mai pune. Că oficial se termină jocul. Nice, câte puncte am făcut meciul ăsta. Bă, mi-a plăcut meciul ăsta, nu poate că m-a dat la seeker. Chiar mi-a plăcut. Woo! Nice, 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 nice. Nu mai e bridge mapa asta pe aici ca să nu jucăm aceeași mapă de 3 ori. Shipyard, nu știu. Faci poză după. Oh, shit, avem niște fani pe aici. Bă, chestia asta cu... Aute-mă pe Dragoșman. Chestia asta cu poză. Faceți, frate, un screenshot direct. Nu trebuie să mă întrebați neapărat. Veniți aici lângă și faceți screenshot. Na, ia uite, poză. Poză. Ai făcut boss? Poză. Mersi, am făcut. Ok, deci, bă, nu trebuie să mă întrebați, mă, până la urmă faceți chestia asta. Nu trebuie, nu, chiar nu... A, tu chiar ai făcut un screenshot. Da, chiar am făcut un screenshot, gen...
Știi, playerii acestea care te întreabă, putem face poza, adică, man, te bagi aici repede lângă el când stă AFK, zdrang, poc, ai făcut poză. Foarte rapid. Da, mă, dar el zice ca să stai AFK, să stai și tu. A, mă, cât de mult îți ia, uite, eu îl prind pe ăsta, pare că fac poză cu el, ia uite. Da, ai făcut 100%. L-am acoperit. N-ai făcut nimic. Să mă, că fac poză cu fanul meu. Ce faci, frate? Gata! Uite, ăsta e idolul meu în viață și am făcut poză cu el. Ai văzut, mă, cât de ușor a fost? Nu trebuie să stau să-l întreb acum, nu uite, nu trebuia să scriu. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta? Bakugan, facem poză. Mapa Oasis, holy shit, ce-i cu mapa asta Oasis? Cred că o să mă fac flower pot. Sper că știu mapa Oasis. A, dar cred că știu care e, cred că e aia afară cu multe clădiri. S-a spus. Cred că știu care. Da, asta nu clădiri, corturi, chestii de astea. Dar ce dracu te uiți, mă, dă-i mai încet jegul ăla că te bat. Vreau să aud doar. Știi la ce mă uitam? Lil Pump își vinde un dread. Și a tăiat un dread și și-l vinde. De ce? Să facă bani. Mamă, dar să stai așa un dread, parcă te doare așa, e pe o parte din tine. Da, te gândești, e mult păr acolo, pe care l-ai crescut. Da, e mult păr pe care l-ai crescut, e o parte din tine, asta zic. Ia, putem face săritura asta. Oh! Oh, e blocat ăla ca să nu poți să te ascunzi, da, acolo. Da, e blocat invizibil. Mamă, încă ți-aș atac de tare era să te ascunzi acolo. Păi acum chiar nu mai am nicio șansă. Cred că va trebui să... A, dar stai, mă, că știu loc pe mapa asta. Easy, mă urc pe cortul ăsta, dar nu mai știu... A, da, pe ăsta mă urc. Îmi primesc săbiuța și fac ravagii. Aia sunt chiși acolo. A, beci și cocarul ăsta care am făcut eu poza din aur. Se pare că a fost prins, săracul. De ce ai fost prins, prietene? Ar trebui să-mi primesc sabia, nu să dau acum cu taunturi. Că am nevoie de sabie. În caz că se urcă cineva aici. Zdra! Oh, shit, mai avem player aici. Bă, mă dai de gol, pleacă dracu de aici. A, mă, să vedem cum ne scurcăm acum. Limbajul. Cică, idiot, limbajul. Bă, frate, nu ești aici pe serverul de CS al tău sau ceva de genul? Am mai văzut mulți ăștia aici. Pe orice server posibil, de Minecraft, de CS, România, dacă spui ceva în jurătură, limbajul și îți dă 10 minute gag. O să vorbești cum vrei tu. Exprimare liberă. Uite, cum eu mi-a mai spus unii că Cristi, tu de ce nu înjuri în episoade? Băi, eu nu înjur în episoade pentru că nu simt nevoia să... Băi, uite, și dacă simt nevoia, nu este frumos. Pentru că știu că o comunitate... Oh, shit. Știu că o comunitate de copii. Și nu vreau să fac acum pe toată comunitatea mea că se te zice copii. Uite, și eu sunt un copil, am 15 ani. Sunt încă un copil până la... Nu știu, 18 ani, să zicem. Pentru că ai chestia asta cu unde la 15 ani ești un adolescent, nu știu, bă, ești copil până la 18 ani, crede-mă, nu ești mai șmecher sau mai mare ca alții de vârsta ta mai mică, nu știu, într-un fel, adică, nu știu, sunteți în comunitatea noastră oameni, oh shit, ce căcat s-a auzit așa, mâncați așpan, sunteți copii de 12 ani, 13, 14, 15, chiar ca, dacă mă măriți, suntem toți 10 copii, da, dacă... Uite, pur și simplu consider eu că nu este nevoie să înjur, pentru că, să zicem, mulți dintre voi vă uitați la telefon pe difuzor, să zicem, și sunteți mai mici așa și trec părinții voștri prin cameră. Bă, dă-i mână ăla! Trec părinții voștri prin cameră. Nu vreți să auziți că înjur eu, nu? Vreți probabil să stați liniștiți și să vă uitați la Cristi rău fără să înjure, nu? Așa credeam și eu. Te mai urci mă înapoi tu încă nu ai renunțat la povestea ta. Bă, renunță fraiere. Nu te mai urca aici că o să te împing până la duci bătrânezi. Oh shit, au venit doi. Mă ocup de amândoi, nu-i problemă. Fuck, nu pot să mă ocup de amândoi, chiar nu pot. Nu! Mai suntem doi care... Nu, și două ghiveci. Holy shit, mă descărcam atât de bine. Bă, ești prost cu măta. Uite, acum am jurat, sper că voi uitați cu căștile la mine acum, copii, deci ok. Bă, ești prost, n-am cum să mă ocup de amândoi.
E mult prea greu. Te-ai uitat boss pe aici pe sus? E vreun intrus? Nu e, ok. Cred că mai știu locul, uite cum mă ascund eu aici pe cort. Trebuie să mai fie, frate. Un ghivecel. Măcar unul. Nici unul. Nici măcar unul. Un ghivecel caut. Un ghivecel care... Oh, mai e unul. Doar un ghivecel de data aceasta. Bine, hai că-l găsesc eu. Eu o să-l găsesc ultimul, nu contează că mai sunt... Mai un minut. Vă rog, găsiți-l, că nu pot să-l găsesc singur. Cineva, please, găsiți-l. Simt că o să plâng dacă nu-l găsesc până la final. Trebuie să găsim playerul care este deghizat într-un ghiveci. Mă auzite ceva? Ca și cum cineva a fost atacat. Oh, shit. Ghivecelul ar trebui să fie pe aici. Care ești, mă? De unde am auzit, mă, hit-ul ăla? Ați auzit și voi? Cum se aude așa în Minecraft când dai un hit? De unde s-a auzit, mă, hit-ul? Bă, omorâți-l. Omorâți zic, bă, de aia de... Ghiveci. Uite-l, mă! Bă, idioților! Bă, păi a câștigat meciul. Bă, idioților, uitați-l, mă, cum fuge de voi. Aoleo, aoleo, am pierdut meciul din cauza voastră, idioților. Numai eu trebuia să mă ocup. Eu trebuia să mă ocup de chestia asta. Aoleo. Da, hai, bine. Ăsta au fost 3 meciuri pe ziua de azi. Episodul a devenit la... A devenit ok. Nu mai știu să mai vorbesc limba română. Asta a fost cu acest episod. Eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!